Referitor la tehnica de pilire, este foarte important să știm cum anume să pilim ca să ne ușurăm munca. De cele mai multe ori noi ne obosim exact la pilire. Atunci când avem de pilit, ori ne dăm singure de lucru că încărcăm agresiv, încărcăm prea mult sau încărcăm prea puțin și din păcate nu mai știm cum anume să pilim. Ca o pilire să fie ușoară, este nevoie ca încărcarea să fie cât mai aproape de ceea ce ne dorim la final, da? Să fie destul de exactă încărcarea și pilirea va fi ușoară. Dar dacă cunoaștem și avem o schemă foarte bine pusă la punct de pilire, putem să încărcăm cum dorim, pentru că noi tot vom ști cum anume să scoatem unghiuța de acolo. Tehnica de pilire pe care eu vă arăt este în 3 pași din freză, în 3 pași din pilă. Foarte simplă și foarte ușoară de aplicat. Și avem așa, tehnica de pilire cu freza, indiferent cum avem unghiuța, că este foarte încărcată, că este o unghiuță la corecție, avem mult material și avem mult de pilit pe ea, din freză putem să obținem o unghie dreaptă și subțire, foarte ușor de pilit cu pila, în 3 pași foarte simpli. În primul rând, cu freza vom scurta atât cât dorim. Dacă ne dorim să scurtăm prea mult, putem să îndreptăm sau să rotunjim, depinde de formă. După scurtare urmează suprafața unghiei. Va trebui să-mi scot lățimea din unghie și să-mi îndrept suprafața. Pereți laterali. Să scriu cu altă culoare. Pereți laterali și suprafață. Și al treilea pas este scobirea. Pasul 3, pasul 2 și pasul 1. Din acest moment, unghiuța noastră devine subțire și dreaptă, foarte, foarte ușor de pilit cu pila. Cu pila vom avea, în primul rând, suprafața unghiei, care se pilește dinspre colțul stâng pentru dreptace, spre sinusul drept, și pentru stângace invers, dinspre colțul drept spre sinusul stâng. Exact cum arată săgețile, așa pilim. Ușor pe oblic. Pe partea dreaptă, pentru dreptaci, vom întoarce pila în mână sau vom întoarce unghia, degetul, în bătaia pilei, dacă nu vrem să întoarcem pila în mână, să rămânem cu pila în aceeași poziție, întoarcem degetul în bătaia pilei. Dacă vrem să ne schimbăm poziția pilei, întoarcem pur și simplu pila în mână. Primul pas. Pasul al doilea, ne ocupăm de laterala inferioară. Aici, în funcție de formă, la o corecție, de exemplu, vom avea laterala inferioară coborâtă. La o extensie vom avea laterala inferioară cum ne-am făcut-o. Dacă ne-am făcut-o mai coborâtă, va fi mai coborâtă. Dacă ne-am făcut-o exactă, va fi exactă, doar îndreptăm. Dacă este pătrat, vom pili drept. Da? De exemplu, dacă am de făcut un pătrat, voi pili drept. Sau o balerină, voi pili drept. Dacă am de făcut un scoval, voi pili drept. Dacă am de făcut un oval model, voi înclina puțin și voi pili ușor de tot înclinat. Dacă am de făcut o migdală sau un oval, voi pili ridicat spre vârf. Da? Pasul 2 este laterala inferioară. Și ea se pilește în funcție de formă. Dacă drept, dacă o ridicăm mai mult sau mai puțin. Iar pasul 3 va fi marginea liberă, care la fel se pilește în funcție de formă. Întotdeauna vom corela tehnica de pilire cu forma pe care o avem de făcut. Margine liberă. Pasul 3. Da? Refac ușor marginea liberă până ce văd că forma mea este cea pe care o doresc.
Thank you.